Știți unde va plata? Da. Da, de tineretul, e lesc. Drept pentru care vreau să mulțumesc conducerii că ne găzduiește aici, iată, la 4 ani, cred, zilele casei de actorie, care înseamnă, înainte de asta, o să spun două vorbe despre zilele casei de actorie, dar nu pot fără doamna mea directoare, foarte dragă prietenă, Carmen Astasă, pe care o să vă rog să o aplaudați. Fără dumneavoastră ei nu ne-am fi aflat aici și n-am fi reușit să facem iată a 10-a ediție a zilelor clasei de actorie, care presupune spectacole pe care copiii, colegii voștri de această dată, le fac într-un an de zile. Vara le joacă pentru părinți și ziete, iar în toamnă, iarna, le joacă pentru elevi, colegilor de vârste, în așa fel încât să fie pe înțeles și să înțelegem și noi că în spatele acestor spectacole, așa cum sunt ele, nu avem pretenție de spectacole extraordinare, ci de producții făcute de copii la un curs extrașcolar. Adică ei nu fac, ca să înțelegeți, nu fac exact cum faceți voi în fiecare zi cursuri, câte 4-5 ore pe zi, nici vorbe. Ei vin în weekend 2 zile, câte 2 ore jumătate. Și deși timpul este foarte scurt, reușim să ne jucăm în așa fel încât să facem aceste spectacole pe care vi le prezentăm vouă astăzi. Mâine o să mergem în altă parte, la Bicaz, miercuri la Târgu Neamț. Dacă nu o să vă mai zic eu amândunde, o las pe doamna director să zică dumneavoastră. Bine ați venit. Ce să spun, începem o săptămână frumoasă. Și sperăm să o vedem tot așa. Zilele clasei de actorie, a 10-a ediție, 6 împreună. Da. Ah, 6 deja. Da, deja 6 ani. Sper să ajung și eu la numărul 10, poate la numărul 18, dacă nu în cultura asta, măcar de spectator. Ce să vă spun? Maria a făcut mereu spectacole frumoase și sările sunt pline datorită copiilor, talentului lor, a talentului de pedagog, de profesor a doamnei Maria și datorită prietenilor din oraș, dar și din județ. Mă bucur că am început de câțiva ani să facem turnee deja, pentru că am început la Arnivel și suntem cunoscuți în județ, poate să fim cunoscuți și în țară. Am fost la un festival, da, sperăm că ajungem la mai multe. Vom avea un turneu anul acesta, deci Piatra Neamț, Bicaz și Târgu Neamț. Am discutat și la Roman, când avem fiecare zi, într-o altă zi, ajungem și acolo. Vă mulțumesc încă o dată pentru implicare, că tinerilor noștri actori le doresc succes. Că, nu știu cum se spune, nu pot să spun cum se spune, dar e suficient bani. Și mulțumim încă o dată pentru că sunteți alături de noi. Da, și înainte... Înainte de a începe propriu zis, vreau foarte tare să apelez la îngăduința voastră, pentru că știu că o aveți. Pe scenă nu sunt niște actori, sunt colegi de-ai voștri, care fac un efort, care au muncit foarte mult și care au responsabilități. Nu vă zic ce emoții au și de fiecare dată se întâmplă lucrul ăsta și la actor se întâmplă. De fiecare dată eu când apar în fața publicului, am emoții, nu se poate să fie altfel. Pentru că suntem umani, de aceea am să vă rog, dacă se întâmplă, să sperăm că nu, să fie o bâlbuială, să fie o cădere, să sperăm că nu, să fie orice altceva, le ștergem așa repede cu buretele și luăm doar ce e mai bun, da? Să știți că între ei sunt copii care abia venit de 2-3 zile. Mă uit acolo la cineva și spun, de foarte puțin timp. Și cu toate astea ei au făcut cumva, cu curaj, acest efort să apară în fața publicului atât de mare. Nu e ușor. Nu e ușor să fie aici pe scenă, gândiți-vă fiecare dintre voi, dacă sunteți aici pe scenă singur sau chiar cu 2-3, dacă nu aveți emoții și dacă nu bate sufletul așa în voi. De aceea gândiți-vă și la emoțiile lor și fiți îngăduitori, încercați să aplaudați când e de aplaudat și de râs, ca să se audă cât de cât. Bine?
despre primul, o să facem o mică pauzică, reașezăm decorul și imediat cu al doilea, da? Pentru că la ora 13 vine spectacolul celor mai mari, din 5, 8 și liceu. În mijloc să te evadă. Bună ziua! Mă numesc Rareș Cârjă și astăzi începem spectacolul cu Leul în junglă de Victor Sibetidis. Interpretează Leu, Rareș Manolea, Vulpea, Alicia Gabor, Ciorile, Miriam Chilagu, Giulia Ciubotaru și Carina Gugiu, Papagaliu, Teodora Aerenei, Isabel Renate și Anastasia Munteanu, Măcaru, Iana Forminte, Lupul, Călin Bărbiaru, Maimuțele, Cătălina Vădeanu, Edi Vasiliu, Tudor Vasiliu, Ștefan Timoșcov și Anastasia Savei, Iepurele, Sofia Savei, Aricii, Alexandru Mâșu și Eliza Tache. Vă urez vizionare plăcută! Yeah!
subliniezi la dins. Salutare și prins! Maria! Am auzit că sunt soare. Dar unde e răsăvântul care ar încerca să le deslușească ca peste 5 minute să urmească? Stați, frate, la ulițele, că am întâlnit țica din o bradă! Ha, ha, ha! Cunoaște toți, plus
Dimitri. Am puțină treabă. Citești ce-i scris pe fiecare din pietrele acestea funerare. Advent și pendele. Se scrie rușine, rușine, că e mai uitat decât tine, tine!
Gheorghe Hibovski. Interpretează Hercule, Justin Mătasă, Părălaia, Sara Precuță, Șumi, Marea Nohai, Flumi, Ilinca Ioviță, Zuzi, Rosana Moșcou și Țica, Alexandra Jucan. Thank you.
chiar nu are ocazia să-și o cumpere. Dar la noi la magazin vom lua material special pentru mama. Da, și când o să vadă, o să vrea neapărat să-și o cumpere. Va fi de mătase. Iată, va scrie cu drag pentru mama. Și așa le făceam o haine, din cârpe și pânze, și tot le purtam cu drag, că erau de la ea. Hei, gata, extraordinar, o femeie care avea haine, mare chestie și... Și vreau ca mama să ia haine numai de la noi fără bani. Exact, iar noi pe ascuns o putem vedea din când în când, măcar atunci când intre sau când ies în magazin. Adică din casă. Și să fim din nou o familie. Hai, stai odată jos acolo. Așa, voi ce veți face acasă, că nu mi-a spus. Acasă? Eu nu mai am de spune acasă. Ușe, nu știu că stau, n-au casă. Păi, tata nu m-a mai văzut de când aveam 7 ani. Aaa, dar lasă că fie. Când o să ai mare voie de te sluci în casă. Și mama voastră? Păi, mama, am văzut că nu mai ai singură dată. De când distanță. Păi, duceți-vă voi pe la aia. Poate n-are timp. Nu mai știu cum să ajungem acolo. Am mai fost de mult. Încercați să vă amintiți. Nu mai știu cum era. Atât de Ce brichetă are tăticul!
Eu mă rog pe tăticul să nu mă mai trimite la cerci. Nu mă mai duc, tăticule, nu mai pot, că mă fac de râs. Degeaba, că nu vrea să mă înțeleagă. Ce-am spus? Du-te pe la fontane, nu mai intri în casă fără mâncare. L-a potolit mama. A promis că merge ea cu mine să mă învețe. Odată, ea era plecată cu capul în container. Iar eu am vrut să-i arăt pe doamna dirigintă. Mama n-a vrut să fie văzută și s-a aruncat cu totul în container. Și-a spart capul. M-a certat că am dat-o de coși când am ajuns acasă, m-a bătut și tata. Nu mai dat, tăticule, nu mai dat, că nu mai fac! Ți-am spus să te mai joci cu bricheta, ți-am spus! Adică nu mă pedepsea pentru că i-am făcut de râs. Mă ologea pentru amărâta asta de brichetă. De asta facem banii cu tine, de asta când te joci cu bricheta mea. Dar mie nu-mi pasă. Tata mă încinge cu bătaia, noi ne încălzim cu bricheta. Hai. Dacă mă prindea tățicul cu bricheta, mă pocnea. Dacă nu făceam tema, doamna mă dădea cu capul de tavă. Mai bine cu capul de tavă, că tavă nu jură. Ce, tu ești de-aia tâmpita cu chibriturile? Aia am ieftit-o de proastă ce era. Că dacă prindea tot sucar de chibriturile, e în bine. Nu-i spune ce-i bine, doamna spune că numai oamenii mari au dreptul la expresii. Noi, diavole, ăștia mici până sunt numai propoziții. Și toate astea sunt ca în cap. De-aia asta toate alea tăticul. De leacă, zice ea. Și urechea și cază de parte la mămica. Că tăticul are ciudă pe mine, că sunt mai mare și că n-aduc nimic acasă. Și pe mine. Că nu mi se lipește nimic de mână. Că oamenii mai uită, oamenii mai lasă. Și că n-o să moară nimeni în copil pentru cartofi căzut de pe tarabă. Și că de ce îmi cer dacă nu pot să fie. Dar și mămica avea ciudă pe tăticul, că n-aduce nimic acasă. Că toți bărbații are câte două, cinci servicii și mai mistește și acasă și duce gunoiul la gunoi. Și mie mi-e ciudă pe amândoi. Că-i urăsc, urăsc, de-aia mă răspund pe tine, dar tu nu înțelegi, pentru că n-ai cap. Oprește-te că pot că... Mama face pâine, soare în ferestre, soarele e bunul, mama una iese, când un creier din aripă, creier cu șnuță în mama s-a culcat o clipă și eu pot trezi, trezi. Greierașul fără casă, uite numai țâr în jur, dar nici frunzea se nu cază, de ce care e azur, zur. Mama face pâine, soare în ferestre, soarele e bunul, mama una este. Dar ce faceți tu pentru care sunteți? Las că vă veselesc eu. Bărai, ai scris să stăm poarta, boierul și femeia, eu aș fi boierul, iar tu aș fi femeia. Dar nu vreau! Dar ce mă interesează? Dar nu vreau! Dar ce mă interesează? Așa, și restul public. Nu mai bine că nu. Și pe doar să ne pregătim cum faceți. Yeah.
Ce zic eu aici? Dacă ar fi fost mama, n-ar fi plecat cu cel mai bun prieten acolo. Cel bun sunt prieteni la casa omului. Te ajută ei să zici pe mame. Am rămas mai bine, fără altul. Don? Văd că nu mă mai plăcă zici. Să ne vedem crași noi. Cuigolaș, cum stați în cuiburi, fără de plajurare? Cuigolaș, cum stați în cuiburi, fără de plajurare? Ne învelim cu ale mamei, calde aripioare. Ne învelim cu ale mamei, calde aripioare. Dacă n-o să vină mama și o să cadă frunza, dacă n-o să vină mama și o să cadă frunza, cum să nu mai vină mama? Cum să cadă frunza, cum să nu mai vină mama, cum să cadă frunza. Alo? 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 Doamne ferește, iarăși vorbesc singură. Alo? În sfârșit ai răspuns. Păi de ce am de făcut? Trebuie să mă duc la tata să-l pot pe terasă. Pe urmă? Trebuie să iau din pensie și să pun la poștă. Păi da, ca șomeră, n-aș avea cum să plătesc pensia aia alimentară. Păi vreau să plătesc, măcar de-am dracului să nu reproșeze cândva alea mici. Normal, fetițele mele trebuia să rămână la mine. Ia mai ții-vă!
mai sensibil și e pentru cei mai mărișori care nu pot înțelege, dar cu toate astea și cei foarte mici au stat foarte cuminți când au înțeles legea lor, dar e foarte bine, nu? Am înțeles ceva? Da. Ceva, ceva? Yes. O să mai zică Miru la clasă, sunt convinsă. Dar cei de-a treia am înțeles, nu? Da. Nu am niciun timp. Bun. Am să-i chem alături de mine și pe cei de la Leul în junglă, dacă mai sunt prin zonă, dacă mă aud. Hai! Am 12 ani și fac teatru de 7 ani. Mă numesc Natasa Iosim, am 12 ani și fac teatru de 2 ani. Și sunt clasa 6-a. Mă numesc Nohai Mara, am 11 ani și fac teatru de un an și ceva. Mă numesc Roxana Timoșcov, sunt în clasa 5-a și fac teatru de 4 ani și ceva. Mă numesc Jucan Alexandra, am 13 ani și fac teatru de aproape 4 ani. Am 11 ani și fac teatru de aproape 4 ani. Mă numesc Acheliza Ioana, am 11 ani și fac teatru de 2 ani. Mă numesc Iana Forminte și am 10 ani și fac de un an teatru. Mă numesc Munteanu Anastasia, am 9 ani și fac teatru de 2 ani. Mă numesc Vasile Eduard și am 9 ani. Și abia au venit gemenii, abia au venit, sunt achiziție proprie. Imediat. Mă numesc Tudor Vasiliu și am 9 ani. Mă numesc Miriam Teodora Chelaru, am 9 ani și fac teatru de 3 ani. Mă numesc Cătălina Vădeanu și fac teatru aproape de 2 ani. Mă numesc Anastasia Stavi și am 7 ani și fac teatru de aproape un an. Mă numesc Asabei Sofia, am 10 ani și fac teatru de aproape 2 ani. Mă numesc Eleni Teodora și fac teatru de 5 ani. Mă numesc Gugiu Carina și am 7 ani jumate. Mă numesc Cipotarina Giulia și am 10 ani și fac de 4 ani. Din nou emoțiile și-au spus cuvântul și 5 ani, 5 luni s-au transformat în 5 ani. Dar e bine, e bine. Înseamnă că acolo se vede ea deja în 5 ani. Mulți dintre ei au zis 2, deja au 3. Nu mai contează de cât timp fac. Important e ce au făcut și ce v-au prezentat vouă astăzi. Dacă voi sunteți încântați de ce ați văzut, ăsta este scopul nostru. Dar, dincolo, trebuie să vă spun. Că nu ți le ia nimeni, să știi, nu ți le-am dat pentru tine, nu ți le ia nimeni. Să știți că acest scop, odată de a vă bucura concret aici, este atins, asta e limită. Dar scopul meu dincolo de asta este ca voi să vedeți munca lor din spate și să înțelegeți că putem să facem și alte lucruri, nu neapărat la cursul de actorie aici,
cu doamna învățătoare, cu doamna educatoare. Milu este un exemplu extraordinar, face la ea la ore niște lucruri minunate cu copiii. Adică și la ore putem face joc de rol, asta se cheamă. Să învățăm să ne disciplinăm, să învățăm să relaționăm, să vorbim într-un anume fel, să fim mai deschiși, să nu stăm numai în calculator, să nu stăm numai la televizor. Ăsta este scopul acțiunii pe care am făcut-o noi astăzi, zilele clasei de actorie. Și îmi doresc din tot sufletul să puneți și voi în practică, acasă, cu mami, cu tati, cu frații, cu cine vreți voi, inclusiv la școală, evident, jocurile astea de rol. Să faceți voi texte pe care să le scrieți și să le jucați împreună, ca să vă ocupați timpul și mintea altfel. Credeți că puteți face asta? O faceți, majoritatea o faceți, nu? Am aici alături de mine în sală pe doamna Lili Filipov, cu care am lucrat o foarte bună bucată de vreme. Face lucruri extraordinare, nu mai zic de Miluța Cristal, cu care am lucrat, nu știu, vreo 8 ani de zile la rând. Poate s-ar pe cineva pe aici, dar la fel am făcut același lucru cu generații întregi, păstrând același scop și în timp s-au ales oameni, în adevăratul sens al cuvântului, dincolo de faptul că unii dintre ei, mulți, chiar mulți au ajuns actori, regizori, de renume chiar, nu stăm să dăm nume acum, pentru că urmează să vină alți copii pentru cei de clasele 5-8. Vreau ca să facem o poză de final, să îmi intre tocurile de tot în asta, să dăm un pic și să facem o poză de final, da? Evident, rugându-vă, dacă merită, să-i mai aplaudați odată.
Poate să mai facem ceva treabă noi două. O să spunem ce suntem. Ce suntem doar la raportul meu zilnic. Astăzi, motorică, dată, comandă. Gata, gata. Și vezi că chiar te fac să vorbești prin asta.
Pe bune, acum din când am ajuns. Wow, frizi albe. N-am știut că și mamei tale îi plac frizile albe. Sunt și florile preferatele mamei tale? Ce parfum minunat! Bună dimineața! Bună dimineața, doamna Tora! Nina, s-a întâmplat ceva? Nu, mă rugați. Ce flori frumoase! Foarte bine, clasa îți va aparține. V-ați crescut toți eseurile? Da. Da. Cine vrea să înceapă? Iar fără iubire viața noastră nu are sens, deoarece iubirea te face mai bun și tot ea îți dă aer. Thank you.
Thank you.
Știi că mai ales ca o vrăjitoare? Ce faci cu poza? Alin, ai făcut poza! Alin, dar ce-i făcut poza? Dar ce-i făcut poza? Alin, ai făcut poza! Dă-i drumul, dă-i drum! Dă-mi telefonul! Peste capul meu, taci! Se gata, bă! Ia-ți-l! Să știi că plăcea să mă bat cu soara mea! Alin! Dar plăcea! De dimineață, sărbătorii! Pentru că trupul nostru sunt orientate la creierul.
plecat. Și mă plictisesc, ți-am adus niște macaroni, le-am luat și pe celelalte. El le-a dus bine, dar eu le-am găsit. Bună, vrei și tu macaroni să faci? Pe bune? Da. Ai făcut tu? Da. Oh, ce faci, frate? Emily, mă aud! Emily vorbește cu mine, Emily! Coaie de bunii, Mimu, ce-i fara? Sona ta mereană! Mimu, ce-i fara? Mimu, ce-i fara? Sona ta, uită tu la bilet de mașină, Mina! Nu, coaie, nu ce-i fara! Felicitări! Cred că e ironie în vocea dumneavoastră, doamna doctor.
Să ne înălțească pe toți! Ce-a spune din gustorul tău? Ce-a spune? Și asta, cum o proastă? În niciun caz. Este simplu adevăr. Jasper nu este un surogat familial prescris de terapeutul tău, adică de mine, și este inclus în asigurarea ta medicală. Nu înțeleg. După accidentul în care părinții tăi, oricum îți acudești totul. Da, dar... Ai fost în comă din cauza unui traumatism craniocerebral. Din păcate, după vindecarea traumei craniocerebrale, nu ai fost să te trezești, așa că ai intrat într-o stare vegetativă. Pentru că nu am detectat niciun tip de leziune în urma traumatismului craniocerebral, am dedus că problema trebuie să fie de la psihică. Mai pe scurt, nu ai fost să accepti realitatea. Cum nu te puteam contacta prin intermediul corpului tău fizic, am prescris un tratament virtual. Deci sunt într-un corp digital. Corect, bravo. Acesta este corpul tău digital și te afli într-un centru terapeutic digital. Rolul lui Jasper a fost să-ți ofere ceea ce ți dorai, adică o familie, și să te ajute încetul cu încetul, să-ți amintești și să accepti ceea ce s-a întâmplat adevărat în tale familie. Dar cel mai important era să-ți regăsești voința de a trăi. Teoretic vorbind. Și practic vorbind, ca spitalul să încaseze cât mai mult timp polița ta de asigurare. Nu ai vrea să lăsăm detaliile administrative pe altul dacă... Atâta timp când suntem de acord că fiecare și-a făcut treaba cu sus. Asta înseamnă că Emily... Sunt bine. Îmi pare atât de rău, Emily, te rog să mă iert. Nu a fost vina ta. Emily, de ce nu mă pot pune treaba cu el? Ce s-a întâmplat? Și Sara? Ce ați făcut Sara? Sara unde e? Am găsit-o și pe Sara. Ce interesant. Te rog să o duceți. Vreau să vorbesc cu ea. Dați-mi drumul! Dați-mi drumul, prude de aparte! Dați-mi drumul, am zis! Dacă mai mușa la tuți dau capac de zbor! Da! Sara, ce faci cu aici? Uite, mă plictisesc, tu? Ce înseamnă de la altul înțelegi că doar ai idiotul? Da, mă, de atât! La locul vostru! Ca voi e curaj sperios! Nu mai stați de sigură că toți ne-am făcut treaba așa cum se cuvine. De când e aici? De azi dimineață. De acum 3 zile. De acum 3 zile. Nu sunt surdă. Perfect! Acum avem două probleme. Două probleme? Eu sunt doar un software. Execut ordine. Da, dar nu prea bine. Poate ar trebui să dezactivez. Poate. Dar poate că nu. Vedeți, doamna doctor, mi-am făcut și eu polița mea de asigurare. Și dacă mă deconectați, un mesaj cu toate datele despre tratamentele costisitoare și nereușite ale acestui spital îi va fi trimis casei de asigurări. Oare vă mai primiți bonusul de Crăciun și anul acesta? A, am uitat că nu se mai sărbătorește Crăciunul de 100 de ani. Wow, interesant instinctul de supraviețuire, Jasper. Chiar m-a impresionat. Ce ai zice dacă te-aș băga într-un program de cercetare? Nu ce vrei de voi. Știam. Bun. Dezactivează recordurile digitale. Eu mă ocup de ele în spital. Amândouă sunt de personal în comă, așa că n-ar trebui să avem nicio problemă. Folosim același protocol ca de obicei. Și care este protocolul, doamne doctor? Mai exact, cum veți ocupa de fete în spital? Vrea să ne omoare! Ce fetiță perspicace. Era la fel de izitată și când ai tăiat gâtul momentale în somn acum 6 ani. Da. Îmi vindea corpul digital la pedofil. Iar tu? Tu ce faci? Omor copiii în spital ca să le îngajezi polițe de asigurare. Poate trebuie să stai și ție gâtul ce spui. Ai vrea tu. Dar ce ai zice dacă ți-aș tăia eu ție mai? Să vedem. Protocolul. De ajuns, doamne doctor. Am auzit destul. Sunt Emily 10. Emily 9. Agențiul de la sub acoperire. Și sunteți acuzată pentru abuz de putere și tentativă de omor. Mă întrebam ce fac. Dreptate. Asta fac. Ce ai spus să mă răspund? Mina? Mina? Doar? Nu. Ce-l-am făcut?
da, cu toate astea eu zic că până la urmă s-au descurcat. Repet, nu sunt actor, da, sunt elev care fac treaba asta în weekend. Măcar pentru asta merită să mai aplaudăm. Promiți? Măcar de
faci comparații, știi? Da. Mai vrea cineva? Da, mai e. Ce-am vrut? Ce-am făcut pentru că e colegul tău. Da. Dar în afară de asta. Am și bine, e foarte bine. Stați. Avem aici un frunte. Ia, te rog. M-am prezentat. Sunt Triboi Alexandru, am 15 ani și fac teatru de 2 ani. Sunt Cosma Carina și fac teatru de aproape 3 luni, dar pot să spun că simt că fac teatru de aproape 3 ani. Este foarte frumos aici și vreau să continui. Mă numesc Igora Siona, am 12 ani și fac teatru de 8 ani. Am 12 ani și fac teatru de 9 ani. Mă numesc Șipa Catrinel, am 12 ani și fac teatru de 4 ani. Sunt Guliver Antoni, am 12 ani și fac teatru de 4 luni. Mă numesc Topliceanu Teodora, am 14 ani și abia m-am reapucat de teatru. Sunt Șerbana Nailinca, am aproape 17 și asta este 10 ani de teatru. Mă numesc Cova Ioana, am 15 ani și fac teatru de 5 ani. Mă numesc Arhire Diana, am 15 ani și fac teatru de... 3 ani? Da! Mă numesc Sofia Ana Maria, am 15 ani și fac teatru de aproape un an. Am 15 ani și fac teatru de 7 ani. Mă numesc Popolare Teodora, am 14 ani și fac teatru de 3 ani.
Mă numesc Romila Petru, am 14 ani și fac teatru de aproape un an. Și mai este un elev rămas de la cei mici pe care n-am apucat să-l prezint, dar vreau să-l prezentăm acum și să-l aplaudăm. Mă numesc Iarăș Cârșăș, am 13 ani și fac teatru de 2 ani, 2 luni. Același lucru și dimineață. 2 ani s-a transformat în... Nu, 2 luni în 2 ani și la cei mici, 5 luni în 5 ani. Emoțiile își spun cuvântul. Important era să te prezinți. Maria Hibovski e numele meu. Sunt actriță la Teatrul Tineretului, la Teatrul Tandem și profesor, mă rog, mie nu-mi place această denumire. Sunt coordonator, sunt, cum să zic eu, orice altceva. Un om care împărtășește din ceea ce știe și celorlalți în așa fel încât să-i motiveze, să se depășească, să facă tot ce se poate mai bine pentru a evolua ei în viață a la lung. Vă mulțumesc tare mult și vă așteptăm și la cealaltă ediție care va fi a ta 11 anul viitor. Mulțumesc!